Ora 13, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Drumurile Noastre. Stimați telespectatori, un dezastru atât de mare cum avem în această perioadă pe rețeaua CFR nu am mai văzut în Uniunea Europeană de decenii. Au fost dobărâte toate recordurile negative cu privire la siguranța feroviară în comparație cu alte state membre. S-a ieșit din toate tiparele normalității. Tragic! Tocmai în timpul anului european al căilor ferate apar în România efectele unor eșecuri pe toate planurile în ceea ce privește transportul feroviar. Eșecul trecerii la pachetul 4 feroviar, eșecul cumpărării de trenuri noi prin ARF, eșecul remedierii situației CFR Marfă și multe altele, eșecuri peste eșecuri. Peste acestea vin tot felul de improvizații de natură legislativă care au pus serios în pericol securitatea transporturilor pe căile ferate din România. Ne deraiază și ne iau foc trenurile, mai ceva ca în vremurile de război. Chiar și câte două pe zi, unele se mai și ciocnesc. De fapt, da, avem un război, unul al dezastroase clase politice aflate la putere, unul pe care calea ferată l-a pierdut și pe care publicul călător îl simte cel mai bine. Speriat de accidentul feroviar de la Fetești, în care două marfare s-au făcut praf la propriu pe 29 iulie, domnul ministru Cătălin Drulă, îl cunoașteți, ne-a spus răspicat că le-a explicat foarte ferm și clar operatorilor că rupe pisica în două. Tot atunci ne spunea că cineva va mai face rabat de la normele de siguranță privind transportul feroviar. Cineva mai face, suportă consecințele. A trecut aproape o lună de zile, iar aferul a dovedit că are dublă măsură privind, vorbim de rigurozitatea față de operatorii feroviari. Atât de tare a rupt pisica domnul Drulă și atât de mult au fost respectate normele de siguranță privind transportul feroviar, de ne-a dat pe toți pe spate. De ce? La nicio săptămână după acele declarații și după ce ministrul i-a adunat pe toți șefii operatorilor feroviari ca într-o ședință cu părinții, din care nimeni nu a înțeles nimic, deraierile au continuat și continuă. Au mai fost 4 până în prezent, plus o serie de incendii puternice la locomotivele trenurilor de călători, una câte una, toate sunt trase la gard, că doar avem prea mult material rulant, nu? Ce ne mai trebuie altul nou cumpărat de ARF? Repetăm, asistăm la un dezastru fără precedent și care încă nu s-a manifestat complet. Suntem la începutul dezastrului. Sistemul feroviar din România abia acum începe să cedeze. Domnilor politicieni, care dezastru? Totul este normal. Ați auzit și de Dan Barna, acum câteva zile într-o emisiune TV. Dumnealui ne spunea, văzând toate aceste locomotive și blocaje și deraieri care, i-am întrebat și am cerut o situație la Ministerul Transporturilor. Dacă anul acesta este ceva atipic, domnule, e un ghinion. E anul trenilor care se strică sau se întâmplă ceva? Nu. În fiecare an cifrele erau la fel. În fiecare an au un număr de locomotive foarte vechi, aveau incendii. În fiecare an erau câteva deraieri. Și este normal, domnule Barna? Totul este atipic, domnilor, de la USR. Iar afirmația că este anul trenurilor care se strică depășește orice ridicol. Sună bine, nu? Sau poate că ați vrut să ne transmiteți ceva prin aceste cuvinte? Cum că se întâmplă ceva? Poate sunteți mai explicit data viitoare. Anul dezastru, anul căilor ferate din România. Invitații emisiunii de astăzi sunt domnul Răzvan Cuc, fost ministru al transporturilor, senator, membru în Comisia de Transport. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație! Și domnul Maxim Rodrigo, singurul lider de sindicat din Calea Ferată, liderul de sindicat de la CFR Călători. Bună ziua, care încă a rămas pe funcție, nu? Și sunteți, da, în sistem. Bună ziua. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Am încercat să fac o radiografie a căii ferate în 2-3 minute. Am reușit, domnule Maxim Rodrigo? Da, în totalitate. Dacă stăm să ne gândim că este anul căilor ferate europene, deci este declarat de Uniunea Europeană anul căilor ferate europene, și dacă stăm să ne gândim că era pregătit ca anul 2021 să avem o treime din trenuri noi, adică să fie schimbate o treime din trenurile vechi cu trenuri noi și proiecte europene pe fondurile europene 2021-2027 și PNRR pentru cealaltă două treimi de trenuri noi care să schimbe trenurile vechi din România, putem spune că toți operatorii de transport feroviar de călători din România ar fi avut acum pe calea ferată trenuri noi și călătorii ar fi mers în alte condiții. Totuși constatăm
fără, cum să mai spunem acum, deja nu mai avem cuvinte să exprimăm ceea ce constatăm, faptul că nu s-a achiziționat nimic, niciun tren nou și nu sunt nici alte proiecte noi pentru alte trenuri noi și toate erau pe fonduri europene și nu înțelegem de ce se întâmplă asta. De asemenea, constatăm că trebuia să întâmpinăm anul 2021, anul căilor ferate europene, cu legea privind statutul personalului feroviar, care era o strategie de personal, care a trecut prin Parlament odată, a dat-o președintele României înapoi, a trecut a doua oară prin Parlament, până la urmă a promulgat-o și a venit în final, au venit aceste guverne care au prorogat termenul aplicării legii privind statutul personalului feroviar la 1 aprilie 2022 și observăm că nici atunci nu vor să o pună în aplicare, pentru că nu au luat nicio măsură pentru a o pune în aplicare. Bineînțeles, dacă stăm să ne gândim că vor să înghețe salariile și în anul 2021 și în anul 2022 și în continuare că se va ajunge datorită datoriei publice a României la 55% și în acele condiții vom trece la stare de austeritate și din nou va veni să ne spună că se îngheață salariile și tot așa probabil pe mandatul acesta vom avea înghețare de salarii și pensii, ceea ce este anormal ținând cont că la nivelul României nu mai luăm numai calea ferată, acum sunt 1.600.000 de salariați la salariul minim brut pe economie, care, să o spunem, este printre cele mai mici din Uniunea Europeană, adică penultimul. Suntem numai peste Bulgaria și trebuie să spunem că în România cei 1.600.000 de salariați câștigă într-o săptămână cât câștigă în Uniunea Europeană ceilalți într-o zi. Wow. Deci în 4 zile în afara României, în celelalte țări din Uniunea Europeană, se câștigă cât câștigă orice român care are salariu minim brut pe economie într-o lună. Deci este inadmisibil ce se întâmplă, este inadmisibil că nu se face schimbul de generații, nu se fac școli de mecanici, nu înțelegem ce gândește actuala conducere a CFR Călători, care știe că trebuia să facă schimbul de mecanici de locomotivă, aceștia au o perioadă mai mare de formare, nu poate să-i pună direct în capul trenului și totuși nu solicită școli de mecanici de locomotivă și vă spun de ce am constatat și de ce au locomotive surplus și mecanici în plus. Pentru că, domnul ministru, ei știu că orice tren merge cu o locomotivă și un mecanic, dar într-adevăr pleacă din gara de nord sau de unde pleacă, de la cap de secție, cu o locomotivă și un tren și ajunge la destinație cu două locomotive și doi mecanici sau trei locomotive și trei mecanici. Da. Și oamenii ăștia consideră că au surplus de locomotive, de-aia le închiriază, și surplus de mecanici și de asta nu fac școli de mecanici. Da. Dar nu caută să vadă că locomotivele astea de fapt ajung două sau trei, fiindcă rămân defecte în parcurs. Da. Domnule Cook, înainte de a vă spune câte accidente, incidente au fost în ultimele 2-3 săptămâni, în luna iulie, cel puțin iulie, august, vreau să vă întreb, în anul european al căilor ferate, v-ați fi gândit vreodată că în România se poate întâmpla încât aproape ziua și accidentul sau incidentul pe calea ferată? Ce mi se pare mie foarte dubios, aparte de semnificația acestui an, sunt mai întâi și mai întâi problemele administrative. A spus-o și domnul președinte Rodrigo de foarte multe ori în intervențiile televizate. Dom'le, luna septembrie, că suntem în luna septembrie, ce CFR Călători nu are bugetul aprobat? Da, nu are bugetul. Deci, din punct de vedere administrativ, domnul Dulă, cu vărsul sau nevărsul, ce-o fi acel domn director vizante, dom'le, sunt dezastru. Niciodată în istoria Ministerului Transporturilor n-au fost companiile CFR Călători, Metrorex. Sunt multe companii care n-au bugetele aprobate. Despre ce voi? Ce respect să arăți tu căilor ferate sau oamenilor din căile ferate care te servești și muncesc dacă nici măcar nu ești în stare să-ți aprobă un buget? Deci, pe de o parte, după dezastrul de acum 3 săptămâni de la Fetești, sau da. După ce 29 au stat, iulie, după da. Ce au rămas acei copii, o lună. După da. Ce au două rămas acei copii blocați în tren și domnul Vizante cu domnul Brod de-abia la ora 8 dimineața făceau o celulă de criză. În loc noaptea la ora 12, ministru, că era la 40 de kilometri de București, 50 de kilometri. Nici atât. Fundule, ați în minte. Să zicem că suntem, da, bă, așa, mai largi la inimă și am dat mai mulți kilometri, da? Nu s-a, trebuia să duc acolo la fața locului. Suna la ISCTR, suna la ARR. Domnul Barna spunea,
Dom'le, trebuiau să vină, ce să facem, să venim cu elicopterele, cu autocarele, să le punem acolo? Adică au luat și la mișto populația. Deci oamenii ăștia nu sunt pregătiți pentru acesta, nici sunt pregătiți să conducă o companie. Vorbim de achiziționare de material rulant. Când ei nu sunt în stare să asigure schimbul de generații, știți cum lucrează mecanicia pe locomotivă? Nu vă spune, domnul președinte, ce condiții. O să căutăm fotografia cu acel scaun celebru. În toți anii cât am fost și în 2017 și în 2019, am înțeles problemele pe care le aveau oamenii din calea ferată. Și să știți că nu am avut de multe ori relații foarte cordiale. Ne certam și aveam... Dar tot timpul în mine aveau un partener de dialog. Când încerau să ne întâlnim, deschideam ușa, ne întâlneam și... Chiar dacă cereau o creștere a salariilor, nu știu, cu 8, 9, 10% și vă spun un lucru, 2017 și 2019 nu au fost ani cum sunt anii aceștia după o criză de COVID, cu salarii înghețate, cu inflație, cu prețuri ridicate. Erau ani în care oamenii aveau o predictibilitate când venea vorba de buget și de venituri. Și cu toate astea dădeam niște creșteri salarii, că înțelegeam că trebuia să ținem oamenii la locul de muncă și cu atât mai mult, scuze, trebuia să ne asigurăm că există o atractivitate a locurilor de muncă, domnule, pentru cei care urmau să vină și să deservească aceste... Domnule senator, într-un interval de puțin, vă vom transmite aceste informații. Într-un interval de puțin peste o lună, în România s-au produs cel puțin 12 accidente și incidente feroviare de diverse categorii. Deraieri, ciocnire de tren, incendii, expedieri de tren contra tren, etc. Vorbind de cele avizate, Dumnezeu știe cât or fi în realitate... Raportat la perioadă, a fost înregistrat aproximativ câte un eveniment la fiecare 3 zile, ni s-a comunicat din interior. 7 deraieri de vagoane la trenuri de marfă, una la CFR Marfă, 6 la operatorii privați, o ciocnire de trenuri de marfă, cea de la Fetești, știți foarte bine, cel puțin 3 incendii de locomotive la trenurile aflate în circulație, respectiv CFR Călători. Începe sesiunea parlamentară, nu? După cum bine. Ce veți face voi ca parlamentari pentru aceste lucruri? Că sunt oameni în tren. Da, așa cum a anunțat, ați văzut și președintele Partidului Social Democrat, cu siguranță Partidul Social Democrat va depune moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Moțiunea asta nu incompetent nu închide această problemă. Nu, moțiunea va veni și în speranța în care toți parlamentarii își vor da seama că sunt trimiși acolo de oameni și nu neapărat de partid, pentru că în momentul de față oamenii simt tot ceea ce se întâmplă, vor vota și se vor schimba lucrurile de așa natură încât să putem aduce venit cu un management competent la toate aceste companii, pentru că știți, am auzit că tot timpul folosesc sloganul Revoluția Bunei Guvernări, cei de la USR. Care este Revoluția Bunei Guvernări cu managerii lor? La aeroport îl pun pe unul care își pune poza prin aeroport. La CFR Călători îl pune pe unul care este... Nu, cum să vă spun eu, nici nu-i pasă de ce se întâmplă la CFR Călători. Da, voi parlamentarii n-aveți dreptul să-l chemați în parlament, să-l întrebați pe vizante. Marele strateg de la CFR Călători. Cu siguranță eu voi propune în cadrul comisiei. Domnule director, ce faci tu acolo? În cadrul comisiei de la Senat voi propune să-l chemăm pe domnul Vizante. Sper să se și întâmple acest lucru, pentru că președinția comisiei... E plătit din banii noștri, domnule. Este deținută de către PNL și cu siguranță îi vor încerca să acopere mizeriile făcute de partenerilor de guvernare. Nici nu mai știu cine e președinte, dar o să mă duc. Nu e complicat de aflat pentru dumneavoastră, un jurnalist cu mare experiență, dar important este că vom face aceste demersuri, cel mai important demers. Ca să nu mai luăm totul pe bucățele și pe componente cu Vizante, cu Drulă, cu Facebook-ul lor și cu toate incompetențele pe care le fac, să treacă această moțiune de cenzură și să vedem un guvern care, într-adevăr, se îngrijește de problemele românilor. Domnule, dacă îmi dați voie și dumneavoastră... 30 de secunde, că vreau să-i arătăm un document, la domnul Cuc. La ciocnirea celor două... Îi facem o surpriză, celor două trenuri, vreau să știți că tocmai plecase din stația Fetești un tren de călători. Dacă mecanicul era un mecanic cu experiență și profesionist care să oprească până în 100 de metri, am fi avut și victime omenești. Da. Și vreau să spun că nu a chemat nimeni, nici domnul director general Vizante Ovidiu, nici domnul director tracțiune Timiș Bogdan, și am întrebat de ce mai avem director tracțiune dacă atunci când un om salvează oameni, alți oameni, și asta nu este premiat cum scrie contractul colectiv de muncă. Vreau producătoarea emisiunii pe Gabi să ne ajute cu un document. Cu noi pe telefon este Laurențiu Mușoiu, jurnalist radio RomaniaLiberă.ro, ziarul România Liberă. Salut, Laurențiu, cred că ești la mare acum. Alo? Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, Laurențiu Mușoiu, România Liberă. Vreau să arătăm un document pe ecran. Este ordinul numărul 1060, domnule Cuc. Pentru dumneavoastră am zis să publicăm document. Din 6 august... semnat de ministrul Drulă, prin care George Micu, directorul Autorității de Siguranță Feroviară Română,
Este delegat să exercite și atribuțiile funcției de director al organismului de licențe feroviare român. Laurențiu Mușoi a publicat acel material în România Liberă. Drulă răsplătește managementul dezastros din transporturi. Exact, domnule, deci după cum spuneți, ați menționat și dumneavoastră mai devreme, v-am urmărit această emisiune, avem foarte multe incidente nefericite pe calea ferată, avem locomotive care au foc, avem trenuri care deraiază, avem trenuri care se tamponează, iar persoana direct responsabil pentru securitatea pe ce înseamnă căi ferate România, se pare că este apreciat pentru aceste performanțe de către ministrul Dulă și este chiar promovat. Îi se mai oferă încă o funcție, încă atribuții de director, acum pe licențiere feroviară. Probabil că pentru bunul mers al lucrurilor pe calea ferată, nu? Evident, deci nu avem incidente nefericite, totul, nu avem trenuri care derează, nu avem vagoane care derează, nu avem trenuri care întârzie, totul merge ceas, iar acest domn clar este un manager foarte bun și iată domnul Drulă, care, după câte știm noi, era și în concediu, da. Iată, din concediu, și-a răpit din vacanța domniei sale pentru a semna acest ordin de promovare a domnului George Micu. Ne-am numit acest lucru abuz de putere marca Cătălin Drulă, Laurențiu Mușoiu. Este un titlu inspirat. Domnul Drulă se pare că pentru dânsul contează numai asfalt, vrea să acorde cât mai multe contracte pentru regia asfalturilor, iar calea ferată, iar aeroportele sunt lăsate în paraje, nu contează pentru România. Mulțumim frumos, Laurențiu Mușoiu, România Liberă. Domnule Cuc, știați de acest ordin semnat de Drulă în Comisia de Transport, nu? Drulă este în Comisia de Transport la Camera Deputaților. Știați de acest ordin? Nu știam, dar este clar o recompensă. Probabil că și, ca și domnul Vizante, nu știu, probabil că au un grad de rudine sau deservește pe cineva. Că mi se pare, aceste nume mi se par foarte suspecte și acest cumul de putere în mâna unei singure persoane. Acum vreau să vă spun un lucru. Așa cum a spus și domnul Mușoiu, toate aceste entități care veghează la siguranța feroviară nu au numai rol de a verifica infrastructura feroviară, materialul rulant și așa mai departe, ci și de a preveni prin verificările pe care le fac. Ori acest rol de prevenție nu l-am văzut absolut deloc și nu-l văd. Știu că ați avut foarte multe documente și foarte multe emisiuni pe tema și a aferului și a multor ONFR, da, unde organismele se fac, care au grijă de calea ferată, domnule, și care au foarte mulți bani pe mână și care constatăm că ușor apar tot felul de favoritisme pentru diverse entități. Probabil că pentru domnul Drulă a fost o ordine de partid, ceva foarte important, dacă era și în concediu și a semnat un ordin de ministru, că știu, când ești în concediu ca ministru, delegi competențe la secretarii de stat. Nu, domnule Maxim Rodrigo, acest domn Micu, dacă este numit cu preluare de atribuții fiind organisme independente, știți bine, trebuie să vă explic, primește 2 salarii de director și 2 indemnizații de consiliu, face o muncă în plus? Problema e că, din punct de vedere legal, așa, din câte știu eu, nu e legal. Din punct de vedere moral, iarăși nu e moral. Din toate punctele de vedere, nu e corect. Iar mă așteptam, pot să spun că mă așteptam de la domnul ministru Drulă să înceapă să întrebe de ce nu merge calea ferată. Să ia președintele ARF-ului și să-l întrebe de ce nu avem trenuri noi și să ia măsuri asupra președintelui ARF, cum a și promis. A spus de altfel că desfințează ARF-ul. Noi vedem că a rămas în continuare ARF-ul și în continuare nu face nimic. N-are nici măcar proiecte noi pentru fondurile europene 2021-2027, nici pentru PNR. Nu face absolut nimic. Deci mă așteptam să întrebe directorul tracțiune de la CFR Călători, băi, de ce ai, bun, directorul general Vizant e directorul general, dar întrebam directorul tracțiune, bă, de ce ai atâtea probleme, de ce ai lipsă mecanici, de ce ai lipsă locomotive, care este problema reală cu care te confrunți, ce poți să-mi spui? Bă, că pe cine trebuie să-i întrebe și care sunt responsabilii, nu sunt întrebați, n-are nimeni treabă cu ei, dar în schimb sunt promovați alții care nu știm de ce sunt promovați. Domnule Cuc, o întrebare de 30 de secunde. Ați mai auzit vreodată să ocupi 2 funcții de director, de director aceeași persoană prin ordin de ministru? Dacă sunt organisme diferite.
Aici este problema domnului Drulă, cum își gestionează legalitatea semnăturii. Bine, eu nu mai cred în ceea ce... Să știți că... Poate să-i se dea un al treilea post de director? Probabil domnul Drulă îi face și al treilea. Eu nu mai cred în... Știți, eu am așa foarte mult pe chestia cu justiția, pe chestia cu corectitudinea. Numai abuzuri au făcut de când au venit, pe toate consiliile de administrație, pe toate companiile, în modul de derulare și de atribuire a activității, a contractelor, ce cer pe la companii, pe la director să facă, numai și numai abuzuri. De fapt, de ce ne mai miră? Barna este anchetat într-un dosar penal, iar România este condusă de un premier care a făcut pușcări și a dat țeapă la bănci. Și ei nu mai zic nimic, nu mai au de nimeni. La prima pauză de publicitate o să-l provoc pe domnul Maxim Rodrigo să ne spună sincer cât face trenul de la București la Timișoara, pentru că domnul Dulă este din Timișoara, și care este vechimea parcului de vagoane și locomotive. Pauză, revenim! Emisiunea Drumurile Noastre, calea ferată în colaps. Calea ferată se prăbușește. Domnul Maxim Rodrigo, lider de sindicat Cifre Călători, și domnul Răzvan Cu, fost ministru al transporturilor. Domnule Maxim Rodrigo, înainte de pauză v-am rugat sau v-am întrebat dacă știți cât face trenul până la Timișoara. Acum, am vrea să vă provocăm, împreună cu dumneavoastră, să facem o călătorie până la Timișoara cu trenul. Nu? Sunteți de acord? Nu cred. De ce? Pentru că nu știu dacă ajunge la timp. De la defectări, de la asta, în mod normal, cu un tren să iau... Domnule, stați un tren când pleacă la 5 în și jumate, ajunge august, la 2021, 16... anul european al căilor ferate. Nu știm dacă trenul ajunge exact la ora fixă în Timișoara? Nu. Oraș de unde e domnul ministru Drulă, să precizăm. Datorită defectărilor de locomotivă și restricțiilor după teren, nu știm dacă mai ajunge la fix și dacă cumva supărăm pe cei de la CFR Călători, îl anulează. Și e și mai rău, adică putem avea surpriza de asta și călătorii nu fac prea multă gălăgie și se mulțumesc încă circulă trenurile, fiindcă au venit foarte mulți călători spre calea ferată și acum săracii nici nu mai comentează, că dacă comentează prea mult dispare trenul din mersul de tren în vigoare. Și atunci preferă să... să stea să aștepte trenurile de călători. Deci un tren... Deci noi, emisiunea domnule noastre, vă invităm să facem o călătorie la Timișoara, domnule Cuc, puteți să ne soțiți în orașul natal al lui domnul Drulă. Vreți să scăpați de dânsul sau cum? Dar nu știm... La domnul Friț. Să vedem și ora. Și nu știm dacă... Adică nu suntem siguri dacă trenul numărul 1780, care pleacă la ora 15 din gara acum, spre Timișoara, nimeni nu garantează că ajunge la fix? Nimeni? Păi n-ați văzut foarte multe defectări de locomotivă. Păi de ce mă au fost probleme? Și nimeni nu întreabă de ce sunt atunci defectările alea. Nimeni nu întreabă nici pe domnul prim-ministru Câțu, nici pe guvernul României, de ce nu are CFR Călător buget de venituri și cheltuieli la ora actuală, fiindcă domnul ministru a început și a spus foarte bine acum la începutul intervenției, fără buget nu Florin ai bani Câțu, de piese Florin de schimb Câțu la locomotivele la care la rămân defecte. Nu cred că s-a dus cu trenul premierul României. Ok, Drulă nu merge. Florin Cățu nu cred că s-a dus cu trenul la Constanța, nu? Nu, sigur nu s-a dus. Scuze, vreau să fac un singur lucru. Spunea de ce nu e domnul Cățu, nu intervine. Domnul Cățu, marele luptător care a fugit de la investirea în Parlament, i-a spus domnului Drulă pe Facebook că dacă era directorul Vizante, că dacă Vizante lucra la guvern, acum nu mai lucra. Drulă ce a făcut? I-a prelungit mandatul. Adică domnul Cățu oricum nu poate să aibă niciun aplomb nici la dânsul un partid. Dar aminte să-i dea lui Drulă o indicație vis-a-vis de ce se întâmplă cu trenurile sau cu nici de buget. Adică este clar că este o sfidare și o neînțelegere totală în coaliția de guvernare. Domnul Drulă îl făcea pe Florin Cățu zombi politic mai acum câteva zile. Ce să-i spună Florin Cățu? Florin Cățu este tare la televizor sau pe postări pe Facebook, dar față în față, cu siguranță nu ai curat să-i zică nici pâs, dă-te mai încolo. Ați uitat că acum câteva zile negociau prin birouri obscure bani și așa mai departe ca să se reîncheie la loc. Nu, dar eu vreau să precizez clar că fără bani, domnule, nu poți să faci nimic, ca oamenii ăștia trebuie să... Păi n-aveți bani de nou. Guvernul României trebuie să înțeleagă treaba asta. N-are că dacă bani, n-are buget de venituri și cheltuieli aprobat. Și încă un lucru vital și a mai făcut ceva și important, ceea ce poate confirma și domnul președinte. În momentul când aloci bani, tot timpul s-au alocat subvenții de la bugetul de stat pentru CFR Călători, deci nu ar fi ceva, anul ăsta e mai dramatic ca în orice an, dar banii care tu îi dai repar materialul rulant la tine în țară. Deci, pe de o parte,
îți repari ca să deservești materialul rulant așa cum trebuie, călătorii care plătesc, și ții și industria ta națională în viață, cei că puțin care au mai rămas și mai repară materialul rulant. Dar nu reparăm. CFR Călători intră în grevă, din ce știu, urmează un anunț, luăm ultima pauză, Maxim Rodrigo ne anunță dacă CFR Călători intră în grevă, pentru că oamenii nu mai au bani. Nu există buget la CFR Călători. Felicitări, domnule Drulă, pauză. Calea ferată în colaps, trenuri deraiază, trenuri iau foc, locomotive iau foc, CFR Călători nu are buget. Maxim Rodrigo, lider de sindicat CFR Călători, ce urmează? Păi urmează două meeting-uri de protest, unul pe 16 septembrie și unul pe 30 septembrie. Până atunci câte trenuri mai au foc? Păi probabil vor să ia suficiente, că dacă mai intrăm și noi în grevă tehnică, ce n-a luat foc va sta că am intrat în grevă tehnică, mecanicii de locomotivă, fiindcă dacă nu se iau măsuri urgente să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al CFR Călători, să se ia măsuri pentru a se pune în aplicare legea privind statutul personalului feroviar, în mod sigur ceferiștii în luna octombrie vor intra în grevă tehnică, sau cel puțin mecanicii de locomotivă, care este mai tare decât orice grevă. Ce înseamnă pentru greva că noi, tehnică? Vreau să vă spun, nu putem să facem grevă generală, pentru că s-a dat legea 55 pe 2020, care spune că ai contract colectiv de muncă pe perioada stării de alertă și 3 luni după, și în condițiile astea nu, și conform legii 62 pe 2011, nu ai voie să faci grevă când ai contract colectiv de muncă, și atunci ceferiștilor nu le-a rămas decât greva tehnică, adică înseamnă că nu ies decât cu locomotivele bune din depouri. Câte locomotive mai sunt bune la CFR Călători? Să vedem câte mai rămân până în octombrie. Cum? Să vedem câte mai rămân până în octombrie. Domnule, cum că aveți în spate un scaun. Nu este scaun de senator, nu este scaun de parlamentar, nu este scaun de deputat, nu este scaun de ministru al transporturilor. Ce scaun credeți că este? Îl prezint de vreo lună, cam așa, o lună jumate. Și am promis probabil că scaunul e mecanic de locomotivă. Sau este scaunul unui personal care deservește materialul rulant. O să vă întreb în următoarea emisiune dacă ați prezentat acest scaun senatorilor din Parlament. Doamne, Anca Dragu, președintele Senatului pe care o cunoaște. Dar acela arată bine. Cum? Au fost și scaune care aveau decât țeava și o cărămidă pusă pe ele. Cum, deci el arată bine. Cum vreți să se facă investiții dacă nu există buget? Practic, știți, ați titrat la un moment dat abuz marca abuz Cătălin. De putere, abuz de putere marca Cătălin. Marca Cătălin. Ultimele două cuvinte din marca și primele două cuvinte din numele ilustrului ministru sunt exact modul în care se desfășoară activitatea în Ministerul Transporturilor. Nu vreau să vorbesc urât, dar asta se întâmplă și, din păcate, întreaga guvernare și întreaga clasă politică care guvernează România nu este interesată decât Promiteți că la începutul sesiunii parlamentare prezentat acest scaun în Senat? Cu siguranță. Da. Și apoi, la următoarea emisiune, să ne aduceți și dovada că l-ați prezentat. Pentru că eu vorbesc în numele acelor oameni care conduc trenuri, în numele ceferiștilor. Cu siguranță, dar o să vedeți că tupeul debordant al acestor oameni este fără limite și o să vedeți probabil și răspunsul care le vor da. Eu un lucru vreau să vă spun, îl felicit pe domnul președinte pentru curajul de a vorbi liber, pentru că cu USR-ul și PNL-ul să vorbești liber în ziua de azi, trebuie să ai curaj, și încurajez pe toți liderii verticali care au mai rămas să facă aceleași lucruri pe care le face. 16 septembrie, primul protest? În fața Guvernului României. 16 septembrie, primul protest, CFR Călători. Domnule Drulă, domnule Câțu, CFR Călător nu are buget. Încheiem prima oră de la Fix, ne revedem pe tot ce înseamnă CNAIR. Să vedeți câte sute de șefi, de directori și de specialiști există în CNAIR. Ne revedem de la Fix.